Județul Iași rămâne pe locul 2 din țară ca număr de persoane infectate cu COVID-19 după Municipiul București. Astăzi au fost depistați 332 de oameni infectați de COVID-19, iar rata de infectare la nivelul județului Iași este de 2,51 la 1000 de locuitori. În spitale sunt destule locuri disponibile în sectorul pacienților cu forme medii, dar terapiile intensive rămân aglomerate rata de infectare la nivelul municipiului Iași se apropie de 4 la 1000 de locuitori, în timp ce în comunele din jur, Ciurea Miroslava, Poprican și Valea Lupului, este aproape 5 la 1000 de locuitori. În continuare apar focare noi în județ. Astăzi, DSP a anunțat izbucnirea unui focar la o societate comercială unde 8 salariați au fost depistați pozitiv. De asemenea, în secția de hematologie a Institutului Regional de Oncologie, 6 pacienți au COVID. În continuare, terapiile intensive de la spitalele din oraș sunt aglomerate. Pentru pacienții confirmați care nu necesită oxigen, există un număr suficient de mare de locuri disponibile, cam 50 de locuri liber. Libere. În ceea ce privește locurile de terapie intensivă, azi în Iași sunt trei locuri libere la Spitalul de Neurochirurgie și 6 locuri vom da la secția exterioară de la Lețcani. La secția exterioară de la Lețcani, până în momentul de față, am dat 50 de locuri pentru zona de confirmați, aici sunt 8 locuri libere, iar în terapie intensivă... Există dat în folosință un salon de șase paturi care este um, în momentul de față cu pacienți și vrem uh, și, și dăm drumul în cursul acestei zile la încă un salon de șase paturi. Din punct de vedere medical, noi am asigurat pentru terapie intensivă tot ceea ce este necesar, inclusiv organizarea personalului medical și garda doctorilor 24 de ore din 24. Direcția de Sănătate Publică a actualizat numărul de cazuri din focare deja confirmate. Astfel, în secția de radioterapie de la IRO au fost confirmați pozitiv cu COVID-19 încă 3 pacienți și 5 cadre medicale. În cazul acestui focar, inițial au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus 9 pacienți. În centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Galata au fost confirmați pozitiv cu COVID-19 încă 3 salariați și 16 cadre medicale. În cazul acestui Focari inițial au fost confirmate pozitiv 10 persoane, 2 salariați și 8 beneficiari. În Centrul de Servicii Sociale Sfântul Andrei Iași a fost confirmat cu noul coronavirus încă un salariat. În cazul acestui focar inițial au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus 12 salariați. De asemenea, la Centrul de Servicii Sociale Gulliver și au fost confirmați pozitiv cu COVID-19 încă 2 salariați. Inițial au fost confirmate pozitiv 33 de persoane ne 12 salariați și 21 de beneficiari